Iar în mod special mă adresez și procuraturii și serviciilor de informații și securitate și toți cei care sunt meniți în țara asta să apere securitatea Republicii Moldova, integritatea teritorială și caracterul unitar al Republicii Moldova, să intervină de data asta categoric, în așa fel încât în legislația Republicii Moldova sunt, în legislația penală a Republicii Moldova sunt destule prevederi menite să apere interesele Republicii Moldova față de astfel de manifestări. Să intervină dur prin a aplica legea și concluziile să fie trase de regoare. Deci, tot ce se, ultimul timp se întâmplă în acel consiliu al municipiului Bălți este foarte periculos, este în extremă și autoritățile statului trebuie să se implice categoric în a contracara astfel de decizii.